Bună, vă prezint motocultorul de la Stainhouse Pro MC700 Plus de 7 cai cu putere. Având o transmisie pe curea. Este destul de simplu. Buton de pornire, ambreiaj și acolo avem accelerația. Două viteze înainte, una pe marșalier. Este ca și cele de la Ruris. Ce-mi place mie foarte mult este rezervorul de benzină, având poziționat bușonul aici în colț, mai ușor de băgat benzina în el. Eu l-am cumpărat cu 1800 de lei de la EMAG, având roțile de cauciuc, frezele, plug de arat și rariță. Deocamdată este în rodaj, o să vedem cum o să se comporte în următoarea perioadă. Deocamdată au pornit ok, foarte bine, vine și cu ulei la motor și la transmisie. Desigur, toate sunt chinezești. Absolut orice model cumpărat de acest model de la noi, cam toate sunt China, sunt la fel. Aceleași piese, același lucru. Eu l-am prins la un preț ok, la reducere. La 1800 de lei, eu zic că a fost destul de ok cu toate accesoriile. De exemplu, de la Ruris nu puteam să cumpăr doar cu freze la 1700 de lei și de 100 de lei, adică am primit și roți, și plug, și rariță. Și cam aceeași treabă, cam la fel sunt, nu e mare diferență.